Pe păi Maria au luat emoțiile, dar niște emoții, doamne ferește. Îi spunea nemuna, băi, termine, dă-ți dă palme. <laughs> Și gata, ce înseamnă să ai emoții? Am mai primit o pereche de sandăluțe foarte frumoase, superbe, cu perle, așa, nu știu, ceva extraordinar de frumos. Spunea că nu se simte foarte confortabil, dar poate o să le încalțe. Și era, deci, nu, nu mai poate nici să vorbesc. A venit Antonio de bușele și așa să o sperie și a spus ane mână, vezi că în spatele tău, în spatele tău, au citit împreună scrisori că ați văzut ca o muzică și nu, se, nu prea se aude ce vorbeau, dar sunt foarte fericiți, foarte emoționați. În primul rând, foarte emoționată, Maria. Cumva a prins o emoția și... Nu știu, Na, vă dați seama că totuși Maria are 27 de ani, adică pentru o dată în viață, știți cum e. Sper din suflet să le fie pentru toată viața și să, să rămână la fel de frumoși, de iubitori, așa cum au fost și până acum.